Optimismul a revenit și pe burse. Piețele financiare din întreaga lume ating acum noi cote, noi maxime istorice. Bursa de la Tokyo, de exemplu, a atins astăzi cea mai ridicată valoare din ultimii 29 de ani. Iar de data asta motivele se țin lanț. Colegul meu de la Ziarul Financiar, Liviu Popescu, este cu mine prin telefon și are toate datele despre asta. Așadar, Liviu, ce îi face pe investitori să fie dintr-o dată atât de optimiști? Bună! Luna decembrie este tradițional o luna creșterilor pe burse. Avem acel raliu al lui Moș Crăciun, Santa Claus Rally. Doar că de data aceasta astrele s-au aliniat impecabil și vorbesc aici de anunțuri cu privire la vaccin, începerea campaniei de vaccinare în Europa, pachetul de stimulare fiscală de 900 de miliarde de dolari din SUA și un deznodământ care se conturează în privința acordului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Despre ce creșteri vorbim totuși? De exemplu, la Frankfurt, acolo unde este sediul bursei din Germania, Germania știm că este cea mai mare economie din Europa și practic dă tonul burselor atunci când nu este deschis Wall Street, vedem undeva la 1,5% în acest moment pe indicele DAX, vorbim de un record. Iată cine s-a fi gândit în martie, atunci când aveam acea degringoladă pe burse, că vom ajunge ca la final de an să vorbim de recorduri pe indicii bursieri. De remarcat pe din structura indicelui sunt creșteri pe Deutsche Bank, Deutsche Post, STAP, adică acțiuni care au avut de pierdut. Creșterile nu sunt foarte mari, undeva la 8-9% pentru primul loc, dar sunt îndeajuns de multe încât să urce indicele la un nou record. Liviu, sunt ceva schimbări pozitive și pe bursa locală? Bineînțeles, bursa locală resimte acest optimism, se reflectă și la București. Vedem un indice BET în creștere cu 0,3%, ceea ce înseamnă că mai avem nevoie de doar 2% pentru a recupera integral șocul din primăvară.